Gazele din Marea Neagră pot să joace un rol important în mixul energetic al României. Depinde de noi să avem capacitatea să creăm premisele ca ele să poată fi exploatate. În cazul în care gazele din Marea Neagră nu sunt exploatate, România pierde, investitorii pierd, consumatorii români pierd, câștigă eventual doar cei care în momentul de față exportă sau își doresc să exporte mai mult gaz către România. Este nevoie de un cadru de reglementare predictibil, stabil, este nevoie ca legislația să nu se schimbe în fiecare lună. Această predictibilitate sună, pare așa, un concept foarte academic. În realitate e pur și simplu o cerință de bază ca investițiile să se deruleze. Mă îngrijorează faptul că chiar și la nivel de glumă, România a început să fie comparată din cauza acestei instabilități și a modului în care investitorii sunt tratați cu Mexic sau Venezuela. Deci nu cred că suntem chiar ca acolo, dar este categoric o înrăutățire a mediului de afaceri în ultimul timp și este o înrăutățire abruptă. Această modalitate în care se iau deciziile fără consultare, fără transparență, fără predictibilitate, sperie foarte tare.